Vă spun bună ziua și bine ați venit la acest eveniment de excepție, Actul Spontanei de Credință, organizat de Centrul de Cultură și Arta Județului Sălaj, din partea conducerii instituției anfitrioane care le aflăm acum. Să spun un cuvânt de bun venit artistei, în primul rând și tuturor celor care se mai apropie în aceste vremuri ciudate, cel puțin, să se apropie de fenomenul artistic. De ce spun ciudate? Pentru că, așa cum ușor se poate constata, oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de artă în general, de spiritualitate. Și aceste gesturi sunt, pot să spun, miracole în acest veac dominat de mercantilism și de materialism. Am zis că o să fiu scurt și o să mă țin de cuvânt. Le voi da cuvântul cu această scurtă deschidere doamnei Doina Crociș, directoarea Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, domnului Florin Borba, care va face o prezentare deosebită a expoziției, domnul artist plastic Șerci, și părintele vicar Ian Biurco, și dumneavoastră va spune câteva cuvinte dat fiind și specificul acestei expoziții și al lucrărilor. Vă rog pe doamna directoare să se preia. Mulțumesc foarte mult! Nu înseamnă că dacă nu suntem foarte mulți, evenimentul nostru nu este unul deosebit. Este unul deosebit pentru că, iată, suntem aici oameni care iubim arta, care ne-am adunat pentru că vrem să-i mulțumim Flaviei, un om deosebit care a găsit potrivit să-și aplece atenția asupra unor simboluri al identității noastre naționale. Așa să-mi mulțumesc, domnule director, cât o să rămân, că sunteți la Zalău. Este o onoare să fiți aici. Mulțumesc pentru invitație. Și probabil că la un moment dat veți spune câteva cuvinte, pentru că dintre noi toți de aici, cei de aștept că sunteți cel mai avizat să spuneți anumite lucruri și ar vrea eu personal să vă rog să faceți acest lucru. Așa să mulțumesc tuturor celor care ați răspuns invitației Flaviei și doamnei Cristina de la Șimbreu, pentru că am înțeles că ea este artizana acestui minat eveniment. Aș spune că astfel de oameni cum este Flavia, întâlnim foarte des, doar că ei nu se doresc a fi puși în valoare. Le place să creeze în lumea lor, să creeze și să iasă foarte puțin în față. Dar sunt momente în care trebuie aduși în față, nu cu forța, dar cu bucuria de a împărtăși tuturor că avem nevoie, așa cum spunea Daniel, de gesturi care să ne apropie mai mult de ceea ce înseamnă valorile noastre identitare. Iar expoziția de astăzi, care iată ilustrează o bună parte dintre bisericile de lemn ale județului Sălaj, înscrise în lista monumentelor istorice, demonstrează cu prisosință acest lucru. Nu vine să cred că un tânăr s-a gândit că ar trebui să ilustreze astfel de lucruri pe care mulți le-au considerat uitate pierdute. Este încurător să vedem că le-a reprodus într-o manieră personală foarte plăcută și aș vrea să vă invit când va veni momentul potrivit să mergeți să le și vizitați, pentru că multe dintre ele sunt într-o stare de conservare bună. Nu vom vorbi despre cele care sunt într-o stare de conservare precară, pentru că nu este nici loc, nici momentul cel mai potrivit. Dar pentru că Flavia este un om care a studiat foarte mult, și voi spune câteva cuvinte, o să deschid CV-ul ei, pentru că altfel nu am cum să țin minte niște lucruri esențiale. Înainte de a spune lucruri despre ea, aș vrea, pentru că nu vreau să uit, să o sfătuiesc, pentru că este un om pregătit și avizat, să încerce să obțină un atestat din partea Ministerului Culturii pentru a deveni expert. Avem nevoie de experți, sunt foarte puțini, noi în Sălaj nu avem niciun expert pe domeniul pe care ea este pregătită și lucrurile se fac de foarte multe ori de o manieră mai puțin corectă, tocmai din acest motiv. O să scot CV-ul pe care Flavia mi l-a trimis de puțină vreme, recunosc, și atunci puțin voi spun zărim.
și voi spune că Flavia este licențiată în arte plastice și design, specialitatea conservare-restaurare, la Universitatea de Artă și Design din Cluj. Acolo a absolvit și masterul, da, câte am înțeles eu. A participat la numeroase expoziții personale și de grup, dar le vom aminti doar pe cele pe care ea a considerat reședință să le alegi. Astfel, vom spune că a participat la Festivalul Toamna Orădeană de la Oradea 2000. În anul 2002 a avut o expoziție de pictură Eat Art, ediția a 6-a, la Eat-ul Bețul Sălaj, în 2003, ediția a 7-a, având expoziția de icoane și flori alese de pe Criș. În 2004, expoziția de pictură Grupul Paradisul Pierdut, ediția a 6-a, la Casa de Cultură din Șimeu Silvaniei, împreună cu Cristina, mă gândesc, da, Ivasiu. Mulțumim, Cristina. Expoziția de la Geneva din Elveția, tot în 2004, expoziția de icoane pe sticlă, Grupul Paradisul Pierdut din Franța, expoziția de pictură Eat Art, ediția I de la Caransere, județul Sălaj. În 2005 a participat la tabla de pictură pe sticlă de la Muzeul Astra din Sibiu, ediția I. În 2006 a participat la expoziția de iconografie și pictură pe teme pascale de la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, de la Cluj. Mulțumim, domnule director. În 2008 a fost parte a celor care au fost în Tabăra Națională de Arte Sacre, ediția a 3-a, organizat de Centrul de Creație Sfântul Evanghelist Luca de la Mănăstirea Buna Vestire din județul Alba. În 2009, Tabăra Națională de Arte Sacră de la Mănăstirea Buna Vestire, tot din Alba. Expoziția de pictură Festivalul Artelor de la Muzeul de Arte Ioan Sima din Zadar, tot în 2009. În 2010, expoziție de pictură la Galeria de Arte Ioan Sima, 2011 la Castelul Banchi din Dușpanău. 2017 a fost una dintre cele care a expus în cadrul expoziției caritabile Solidaritate între Artă și Dizabilitate, expoziție organizată la Clădirea Transitoria din Zanon. Și ca și expoziții personale, în 2000 a avut expoziția de pictură de la Școala Gimnazială Petri Mort din Ușfală, 2002 la Universitatea de Vest Vasile Moliș Arad, expoziția de icoane, 2003 expoziția de icoane de la Casa de Cultură din Șimeu Silvaniei și în 2004 expoziția de icoane a Liceului de Artă din Oradea, județul Bihor. I-am spus Flaviei că pentru că această expoziție vizează o componentă a patrimoniului cultural național, o invit ca de Zilele Europene ale Patrimoniului din septembrie să găsim un spațiu expozițional unde se poate fi văzut de către ele și poate să găsim un spațiu în cinta unui cel să putem să mergem cu copiii acolo să viziteze expoziția. Te rog foarte mult. Și aș vrea să-ți mulțumesc încă o dată pentru felul în care ești luminoasă, ești o persoană solară. Eu când te-am văzut mi-am dat seama că tu poți să fii, numai tu poți să fii. Și îți doresc mult succes. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, după marea cădere din Paradis, miile sau milioanele de generații de oameni au păstrat în suflet continuu până astăzi acea nostalgie a locului pe care l-au părăsit, a vecinătății sacre. Prin urmare, toate etapele devenirii omenirii veți constata că există sumedenie de forme, de perimetre, o grămadă de temple, de toate formele de biserici, care nu înseamnă altceva decât punerea în valoare acestei nostalgii, a doriției de a-L aduce pe Dumnezeu aproape de om, de-I face casă în vecinătatea Lui. Sigur că în experiența omenirii, după părerea mea, ar fi bine să ne oprim la două etape pe care le suportez fundamentale, mi-au acest curaj, chiar dacă probabil vor fi voci care nu vor fi de acord cu acest lucru. Două sunt momentele în care ideea de a face casă lui Dumnezeu a excelat prin forme care și astăzi încântă, uluiesc, dacă vreți, sunt în stare să taie răsuflare. Este vorba mai întâi de acele faimoase catedrale
ridicate de cavalerii templieri, a nu se înțelege că până la acea dată și după acea dată n-au existat biserici fastoase, frumoase, impozante, extraordinare, dar nu aveau ceva, taina pe care le aveau aceste catedrale, și anume, erau făcute cu ceea ce se cheamă știința aparte a construcției. Erau bazate pe ceea ce înseamnă taina numărului de aur, erau, dacă vreți, niște adevărate cutii armonice din piatră, în care cuvântul rezona cu extraordinară putere. Era nevoie pentru omenire să existe asemenea catedrale, era nevoie pentru acest Occident, mult confuzionat în jurul anilor 1000-1200, pentru că din dimensiunea lor extraordinară, din înălțimea din care Creatorul stătea, impunea, sau omul se simțea mic, omul se simțea dominat, dacă nu chiar stivit de multe ori, nu neapărat prin fenomenul de coeciție, dar prin ceea ce înseamnă întreg ambientul. Repet, din acea armonie a zidurilor până la armonia luminii a vitralilor care lăsau să intre într-un anume fel lumina către incinta interioară, către sufletele oamenilor. E bine, dincolo de aceste mărețe construcții există, dacă vreți, pe aceste medaluri, ceva un întors pe dos. Am spune ca într-o joacă de copii. De anumite, dragii mei, ce înseamnă jucăria unui copil decât expresia curățirii a bucuriei lui extraordinar. Par aceste bisericuțe niște jucării, par extraordinar de mici, sunt, dacă vreți, niște cutii de cu totul și cu totul altă dimensiune, așa cum le știți și sunt povesti că mulți le-ați văzut. Acolo unde credinciosul, spre deosebire de Occident, nu este stivit de nimic care vine de deasupra. El intră în comuniune, în discuție cu Creatorul sau cu icoanele la nivel local. Intră într-un dialog absolut firesc. Dialog firesc, dacă vreți, curățenii copiilor. Pentru că asta este ceea ce se cheamă forma, dacă vreți, de plină, pe care și Iisus a îmbrățișat-o, spunând de atâtea ori, lăsați copiii să vină la mine. Formula aceasta de construcție, de bună seamă, nu este întâmplătoare. Pentru că pământul acesta, care a fost în stare să dea minții, să dea acei oameni pricepuți meșteri, care au zis că asta este forma cea bună, cea înțeleaptă pentru acest pământ, au stat într-o bună comuniune cu ceea ce înseamnă taina acestor meleaguri și ideea că în cutiuța aceea există un loc sacru. Acolo locuiește taina, unde ei veneau să se întâlnească cu Creatorul. Cum? Simplu. Fără niciun fel de povară, fără să se privească de sus. Din potrivă, rugăciunea lor, șoapta lor, era preluată de corpul și dusă către nar, acolo unde cel care trebuia să audă, auzea rugăciunea și cererea lor. Dacă am stat să ne uităm, prezența acestor, hai să le spunem profiuri, da? S-ar putea să greșesc, așa, aceste imagini ale bisericițelor ar fi până la urmă mult bursă, dacă vreți, rugăciunea artistei către toți cei prezenți, de a le vedea, de a le vizita. Dar observăm că, de fapt, nu e doar atât. Iată, în mijlocul odăiei vine acest țipăt, acest legământ pământesc, da? Care nu mai este murmur, ci este pur și simplu țipătul artistei. Atenție, Cronos nu iartă. Atenție, toți cei care sunt chemați să înțeleagă treaba asta, e bine să încerce să găsească soluțiile cele bune, pentru că aceste miracole ale acestui pământ, aceste miracole ale Spiritului Românesc, să rămână pentru perpetuarea acestei tradiții. Când te întorci la Roma sau pe unde vei fi, să fii foarte mândră, pentru că din pământul ăsta ai luat ce este bun și frumos. Să-ți ajute Dumnezeu! Prezentarea bibliografiei
practică a doamnei directoare Coci și după excursul, cum să zic eu, de substanță, ca să nu spun mai mult, al domnului Orma, o să auzim și pe un artist practician, care, pe lângă faptul că... care vorba cuiva, dacă nu-l cunoaște, dacă nu-l cunoaște, înseamnă că nu are cultură generală, vorbesc de zalăt. Domnul șef, și salutăm și prezența domnului primar Setinu Turcaș, care am înțeles că este concitadin cu artista de astăzi. Domnul șef și vă rog. Este vorba de expoziție. Atunci când pășim pragul unei galerii, unei săli de expoziții, sigur că fiecare construiește în minte, cu puținele date pe care le are la dispoziție, cu aproximație cam ce ar dori să vadă în interior. Este o mare greșeală. Pentru că a viziona o suită de lucrări, a le percepe la adevărata lor valoare, trebuie să pășești pragul acelei săli de expoziții cu cugetul și cu inima deschisă. Ei, atunci când am intrat eu în sală, era goală sala, sigur că primul lucru pe care am simțit-o a fost sacralitate. Probabil că aceste lucrări, spațiul este generos, este frumos, dar cu siguranță aceste lucrări ar înălța pe undeva spiritul uman, chiar într-un cadru mai cucernic, nu? Unde cu siguranță s-ar îmbina de fapt ceea ce înseamnă redare materială cu ceea ce înseamnă atmosfera spirituală. Dacă vă uitați la prima vedere, o să observați o ilustrare, de fapt, o trecere în revistă, îl corectez pe antevorbitorul meu și prietenul meu Horvat. Crochiurile sunt chiar fugitive. Aceste lucrări sunt de o migală deosebită. În unele cazuri chiar merită să se aplece omul asupra lor, dar eu cred că așa și stă bine unei absolvente de restaurare, da? Nu? Unde mereu suntem aplecați asupra detaliului, nu? Unde mereu suntem chemați ca să trăim spiritualitatea pe centimetru și milimetru pătrat, nu? Și, de fapt, lucrurile acestea le regăsim în lucrări. Acum, despre tehnica de lucru, eu am dedus că e vorba de cărbune presat și sepia, da? Și intervenții grafice, care îmbogățesc, de fapt, aspectul general. Nu trebuie să ne mire, de exemplu, austeritatea peisajului. Pentru că a umple urâțul, a întregi suprafața de lucru cu alte și alte elemente care ar putea să perturbe imaginea acestor mici catedrale, ar fi chiar de fricos. Veți descoperi și rezerve de detalii. Eu chiar aș sugera ca să te apleci cu mult mai mare atenție asupra acestor, mă refer la redarea, sigur, în materiale noastre specifice. Deci detaliile merită să fie redate. Am ajuns din întâmplare, a ajuns două lucrări acolo, în sala cea bună, lângă alta, cheia și țintirimul. Cred că prima dată este vorba de cheie și formă de țintirim, sau poate și invers. Dar și acolo unde vedem detalii, sunt lucrări deosebite și lucrate cu multă migală. Chiar aranjamentul acesta
sigur, este un semnal de alarmă. Pesimiștii ar spune că sic transit gloria mundi, dar noi sperăm că aceste bisericuțe, aceste bijuterii sălăjene, nu vor ajunge ca și aranjamentul. După cuvântul aplicat, punctual, la ce vedem în jurul nostru, așa cum vă spuneam la început, o să ne ascultăm pe Părintele Vicar Iurco Ioan, un profesionist al sacrului, cum spunea Mircea Deadu despre, cum frumos spunea Mircea Deadu despre preoție. Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar vă întreb oare câți din cei prezenți simt ceea ce simt eu când mă uit la așa ceva. Aceasta și datorită vârstei, sunt convins că sunt decare de vârstă, și datorită faptului că m-am născut la țară și mergeam de mic, mic copil într-o astfel de bisericuță unde mi-a fost modelat sufletul. Spunea domnul Horba foarte frumos chiar la începutul discursului despre Eden. Știu ce înseamnă Eden? Înseamnă un loc al desfătării unde a fost așezată prima pereche de oameni. De lui li s-a omului nimic ca să fie pe deplin fericit. Nici condiția de hrană materială, nici cea de hrană spirituală. Ei, prin cădere, a pierdut acel loc unde era cu Dumnezeu împreună, pentru că dacă are că Dumnezeu se plimba în lucrarea serii cu omul, prin așa numită grădina a Edenului. Și efectul căderii păcat a fost alungarea din Eden a omului. Și, Doamne, cât a suferit omul după un loc în care să se simtă aproape de Dumnezeu, cu Dumnezeu. Psalmistul prinde atât de frumos acest lucru când spune tânjește și se sfârșește sufletul meu după curțile tale. După ce tângea sufletul omului? După un loc unde să se simtă aproape de Dumnezeu, cu Dumnezeu. Din această dorință a omului, după acel loc, a apărut în Vechiul Testament ca o schiță palidă a ceea ce avea să fie biserica adevărată la Dumnezeu, cortul, templul Vechiului Testament. Când omul a intrat în acel loc, spune tot în gura psalmistului, fericit este cel ce intră în casa ta, că în veci de veci te va lăuda. Și iarăși, mai bine o zi în curțile tale decât mii de zile printre străini. Adică, omule, mai bine o zi cu Dumnezeu, într-un loc unde să fii cu Dumnezeu, decât mii de zile printre străini. Ei, revin la aceste bisericuțe. Țin acel loc a Edenului. Eu am simțit de plin când mă duceam acolo că mă întâlnesc cu Dumnezeu, cu Micuța Sfântă. Nu exista duminică fără să fim acolo, în așa bisericuță, vedem tot din Domnului și există așa bisericuță. Și acum, și acum când mă duc acolo, am acelea sentire că mă duc unde îl găsesc pe Dumnezeu, unde voi fi împreună cu Dumnezeu. Fericit aceasta atât de tinerică artistă, că dacă vedea pe stat, mergea să meargă acasă să învețe pentru liceu. După cum arată ca un îngerar, că a avut îndrăzneala să se înceapă o asemenea lucrare. A avut îndrăzneala și a reușit să realizeze. Eu când am intrat, am spus, totul e viu, aici totul te mișcă. Cum te simți că e viu, e viu, e viu. A pus suflet acolo și se vede rezultatul. Felicitări din tot sufletul și propun să ieși la biserică, acolo vor fi mii de oameni să vadă, să ținem aproape și să
Duce mai departe această atât de frumoasă idee și bucată. Mulțumesc! Am fost convocat aici oarecum intervestiv de prietenii mei din Zalău, care mi-au spus că nu se poate să nu particip la un astfel de eveniment și iată, sunt aici și sunt de acord cu ei, deci într-adevăr nu se putea să nu particip la acest vernisaj extraordinar. De ce este importantă această expoziție? Este o expoziție gândită, este o expoziție care pleacă de la un proiect care include această componentă artistică, dar care, din câte înțeleg, are o amploare ceva mai mare. Este o expoziție care încearcă să ne readucă în atenție un patrimoniu pe care îl are Sălajul și care este un patrimoniu excepțional. Sălajul a trebuit să fie foarte mândru, mult mai mândru de acest patrimoniu de care dispune. Pentru că bucureștenii, sibienii sunt mândri de patrimoniul Sălajului, noi la Cluj suntem foarte mândri de cele două biserici din Sălaj, de la Cize și de la Petrindu, pe care le găzduim în parcul etnografic din Cluj și pe care sper că apreciați că ne străduim să ne menținem în cele mai bune condiții. Este un spațiu cu totul extraordinar, în care arhitectura de lemn din Transilvania a cunoscut-o în florire excepțională. Prima biserică de lemn care a fost donată Muzeului Etnografic din Cluj în anul 1924 a fost biserica din Fildul de Sus. Până la urmă, datorită desfășurărilor istoriei, donația n-a mai fost asumată, până la urmă, ca să spun așa, de Muzeul Etnografic. Și acest lucru este foarte bun, pentru că, în principiu, monumentele istorice trebuie să rămână acolo unde au fost create, în comunitatea în care, de care ele aparțin și pe care o reprezintă. Dar, practic, acest proces de salvare a bisericilor de lemn în secolul al XX-lea a plecat tocmai din faptul că, din păcate, de foarte multe ori, comunitățile n-au înțeles foarte bine care este importanța acestor biserici. Adică, lumea satului, care nu trebuie criticată sau judecată, este o lume pragmatică. Deci, pentru ei, atunci când e nevoie de o biserică mai mare, pur și simplu, biserica mai mică și mai veche nu încadă totdeauna în schemă. Deci, sigur, nouă mi se pare acum oarecum nepotrivit acest mod de gândire, dar asta era realitatea. E o lume care, în felul acesta, a reușit să meargă înainte și să ne transmită un patrimoniu material și imaterial până în ziua de astăzi. Noi ne bucurăm că multe dintre aceste monumente sălăjene au fost restaurate, că au o față nouă, că pot fi prezentate cu mândrie publicului care, sau turiștilor care vin prin Sălaj. De asemenea, cred că este foarte important ca elemente din patrimoniul Sălajului să fie prezente în marile muzee ale României. Și acum mă gândesc cu inițiativa Părintelui Macarie, Episcopul Nordului, preasfinția sa, a donat trei case din localitatea Spermezeu, de pe Valea Țipleșului,
muzeelor din Cluj, Sibiu și București, tocmai pentru ca Valea Țibleșului să fie reprezentată în marile muzeele ale României. Deci este foarte bine ca monumentele să se afle și în centrele urbane importante. Noi am avut acum un proiect de care probabil unii dintre dumneavoastră ați auzit, iar artista și participat la el și îi mulțumesc și pe această cale, de restaurare a picturii, a structurii și a picturii bisericilor din Alciză și Petrinu, care se află în parcul etnografic din Cluj. Acum, aceste două monumente sunt redate, să spunem, la întreaga lor valoare publicului vizitator și vă așteptăm să le vedeți, să le revedeți și să vă bucurați împreună cu noi de acest patrimoniu excepțional pe care să vă ajungă are. Mulțumesc! Pentru încurajările adresate sărăjenilor. Pentru că nu știam de prezența domnului primar de la Șiuleu, este concitadinul artistei, o să-l rugăm să ia prezența pe noi. Onorate fețe bisericești, onorată audiență, sigur că de fiecare dată când particip într-un loc unde oamenii se bucură și actorul principal este din Șiuleu Silvanie, sunt foarte fericit. Atât mai mult când un tânăr talentat a reușit să adune atâția oameni importanți aici. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, știa că puțin am întârziat din cauza condițiilor meteorologice, dar este foarte important. Eu vă mărturisesc că ne-am cunoscut relativ târziu, adică despre activitățile pe care artista le are am aflat poate numai de un an. Nu este o mândrie pentru mine asta, dar sper ca în viitorul apropiat să colaborăm, pentru că și în Șiuleu Silvanie, eu zic că Șiuleu este un oraș spectaculos în care nu știu că suntem chiar atât de atenți la tot ce înseamnă restaurare, ne străduim atât cât ne pricepem să facem aceste lucruri și poate că cu ajutorul tău, poate că anumite concerte vor fi mult mai plăcute ochiului celor care ne vizitează orașul sau și mlăanilor. Eu doresc mult succes, sunt convins că o să ai. Ne uităm aici, pentru că biserica sufletului meu este biserica din Batacin, o bisericuță de rând, mă uitam aici, dacă nu, cumva o să văd. Nu cântam, biserica că există, deci se poate face. Mult succes în tot ceea ce faci. Vrea să ia cineva cuvântul. Dacă nu, o să-i dăm cuvântul artistei. O să-și... De la această expoziție s-a materializat datorită involvului primit în urma discuțiilor avute cu un iubitor de artă privind valorile culturale ale patrimoniului românesc îndeoseb ale bisericilor de lemn din județul Sălbatic. Pentru a nu ajunge să privim un cimitir din care lipsește o parte importantă a trecutului nostru și anume Biserica de Lemn, sau să răsfoim numai un album cu imagini, tema expoziției Arte Instantanee de Credință reprezintă un semnal de alarmă privind situația actuală de conservare a unor biserici de lemn din județul Sălaj. Și pentru a transmite generațiilor viitoare moștenirea culturală și spirituală a strămoșilor noștri. Am dezvoltat această temă datorită implicării mele directe în conservarea și restaurarea unor biserici de lemn, așa cum am menționat și domnul Sărăgean. Peste și prin vremuri, aceste biserici de lemn ne transmit că avem datoria morală și spirituală de a le proteja, restaura și de a le pune în valoare, deoarece ele sunt dovezi ale existenței și credinței omului pe aceste meleaguri. Cu timpul, devenind neîncăpătoare, bisericile de lemn au fost înlocuite cu biserici noi, din piatră, iar bisericile de lemn
au rămas nefolosite, unele au dispărut, lucru ce să vedeți în primele lucrări, iar altele se păstrează în condiții bune sau mai puțin bune. O să vorbesc puțin despre expoziție. Lucrările de grafică din expoziție cuprind biserici de lemn care nu mai sunt, deci cele dispărute, biserici de secol 16, 17, 18 și 19. Și de fapt, de ce am pus cheia? Eu am considerat că cheia reprezintă speranța și sperăm ca pe viitor oamenii vor fi mai deschiși și vor aprecia valorile care le avem și să fie păstrate și pentru generațiile viitoare. Am fost convins. Și voi încheia prin a mulțumi unor oameni care m-au ajutat să pun expoziția pe roate, ca să spun așa. Deci, în primul rând, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat un talent. Așa. Doresc să-i mulțumesc domnului Chiș Vasile, domnului doctor Neaga Florian, care domnului Stoca Daniel mi-a oferit spațiul expozițional. Doamnei directoare, doamna Porciș. Foarte bune, care mi-a fost și profesoare, care de fapt m-a pregătit pentru admiterea la liceul de artă din, că am urmat un liceu de artă din Olandia, doamnei Cristina Ignațiu. Mulțumesc domnului Viriș Violet, pentru că m-a ajutat cu la domnului Șaicuș Alexandru, la fel, pentru rame. Și din multe familie că e nevoie, așa, și viitorul meu soțului. Și tuturor pentru prezență, mă scuzați, am emoții. Ca un scurt cuvânt de încheiere, expoziția va fi aici până în 12 mai, iunie, mă scuzați. Și vă invităm, și vă rog să vă invitați prietenii sau cunoștințele să vină să vadă, pentru că merge. Dacă am omis pe cineva, mulțumesc! Thank you.
Ce am ciubat,